fundaș portughez de 24 de ani, în decembrie va împlini 25. Iată-l din nou pe Albino. Albino, ratare uriașă. Și încă o dată este gol Ceahlăul până la urmă. Să vedem dacă nu cumva a fost offside. Pedro Albino se grăbește să ducă mingea la centrul terenului. Născut la Oleão, Pedro Albino a jucat evident pentru Oleanense, pentru Farense, pentru Leiria și din vara acestui an a venit la Ceahlăul. Avea deja un gol marcat pentru echipa moldoveană. N-ai ce-i face, pare să spună Daniel Oprița. Iată-l pe Pedro Albino în prim plan, dar nu el a trimis mingea în poartă. El putea să marcheze aici, s-a opus Funculescu. Cu numărul 20, cel care a marcat este Nei Cuțescu pentru Ceahlăul. Iar Albino foarte bine a făcut că nu a intervenit în desfășurarea acestei faze, pentru că ar fi putut să se ducă la anularea golului pentru poziție de offside sa. Așadar, din minutul 47, meciul redevine interesant. Ceahlăul putea să marcheze și în prelungit la prima repriză, am vorbit despre...